Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt deja 2 ani de la tragedia din Clubul Colectiv și tot 2 ani de la tragicul accident în care un polițist, Bogdan Gigină, și-a pierdut viața pentru că i s-a cerut să fie deschizător de coloană oficială pe ploaie, el fiind pe motocicletă. Vorbim astăzi despre cele două momente pentru că în ambele cazuri DNA s-a ocupat măcar de o parte din fiecare eveniment. Și s-a cerut să deschidă drumul pentru Gabriel Oprea, ministrul de interne. La un moment dat a alunecat cu motocicleta și a căzut într-o groapă. Era o lucrare a celor de la gaze. De atunci au curs anchete și cea mai importantă dintre ele se află la DNA. A fost sau nu abuz de funcție? Am răspuns la toate întrebările adresate de către procurorul de caz. Am răspuns la toate întrebările adresate de către apărători și cu această ocazie, cred eu, am reușit să clarific toate aspectele tehnice care mi-au fost ridicate, care mi-au fost adresate pentru a fi clarificate de către procurori și de către avocați. Ce fac poliției române la momentul respectiv, domnule Tobă? Nu, eu am jurat că voi spune adevărul și numai adevărul. Eu nu am venit aici pentru a face declarații în favoarea sau în defavoarea uneia dintre părți. Am venit să prezint situația reală, operativă, cum a fost acolo și mai mult caracteristicile tehnice a acestor măsuri. Dar mătăria dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, i-ar putea complica situația juridică lui Gabriel Oprea? Nu mă pot pronunța, nu-mi cereți mie să mă pronunț. Este un dosar în curs, este un dosar în cercetare. Vă rog să aveți răbdare. Domnule Tobă, dumneavoastră ca ministru... Eu vă rog să înțelegeți. V-am spus ceea ce am făcut eu înăuntru. Mai mult de atât... Ca șef al poliției române, domnule Tobă, ne puteți spune dacă Gabriel Oprea a abuzat de coloane oficiale? Este un răspuns pe care vă va da ancheta la finalul acesta. Dumneavoastră l-ați sprijinit, l-ați ajutat în momentul în care v-a cerut? Eu nu am făcut acest lucru. Să avem răbdare. La asta ne îndeamnă fostul șef al poliției române. O răbdare pe care rudele și apropiații lui Bogdan Gigină și-o pierd. Și este firesc. Însă Petre Tobă nu a fost singurul chemat să dea declarații în acest dosar. Lucian Diniță, fostul șef de la rutier, a ajuns și el în fața procurorilor și a fost extrem de tranșant. În perioada respectivă, dumneavoastră nu mai ocupați nicio funcție în cadrul poliției? Nu. Okay. Da, la perioada respectivă ocupam o funcție mai mititică în cadrul poliției, dar nu, la ordine publică. Ce era mai ofițer 2. Adică... Okay. Nu am spus la ordine publică. Bun, lămuriți-ne puțin. Suntem suspendat în urma dosarului pe care îl știți foarte bine cu trafic de influență și așa mai departe. Lămuriți-ne, procurorii au apelat la expertiza dumneavoastră? Da. Și ce le-ați spus? Toate întrebările pe care le-au pus inclusiv avocații. De exemplu, v-au întrebat legat de ceea ce a însemnat organizarea dispozitivului din noaptea respectivă. Inclusiv și toate metodele, ce anume documente se întocmeau, ce... Avea dreptul să însemnă. Da. Da. Citiți simplu de tot, citiți, puteți să vă uitați pe telefoane. Intrați la articolul 223 din regulament și o să vedeți ce scrie. Avea dreptul la o coloană oficială, indiferent de destinația... La cerere. Cine sunt cei care au semnat... La cerere, e clar? Domnule, la cerere. Cine sunt cei care au semnat dispoziția prin care Gabriel n-am Oprea văzut avea dreptul la coloană permanentă? Nu este vorba de așa ceva. Acolo spune că așa. La cerere orice ministru sau omologia acestuia pot să beneficieze de însoțiri cu echipaje de poliție antemergătoare. Deci, cererea ministrului de interne. Ministrul persoanei respective, normal. Deci, că doar nu cer eu un ministru și însoțesc alt ministru. Din punctul dumneavoastră de vedere, Gabriel Oprea a avut întotdeauna cereri justificate cu privire la coloana oficială? Nu știu să vă spun, pentru că deja discutăm de o perioadă în care l-am prins în perioada februarie, cred că 2014, până pe 30 aprilie 2014, când am cerut eliberarea din funcție. Ați spus la intrare în DNA că
nu e bine. La ce v-ați referit? Și nu s-a luat nicio măsură în ceea ce privește coloanele oficiale. Nu știu la ce am spus că nu e bine, poate mi-aduceți dumneavoastră. Că dacă a spus cumva împotriva ceea ce dorea Gabriel Oprea, a spus că nu e bine și nu s-a luat nicio măsură. Nu, n-am spus așa ceva, nu cred. Cred că discutam la anul de întrebări pe care mi le-a spus, nu știu la care am răspuns. Se putea constitui o coloană oficială fără un antemergător motociclist, ținând cont de condițiile meteorologice din seara aceea? Da. Cred că da. Dacă mai ai un pic de omenie așa. E același lucru ca și cum ai ține un agent de poliție rutieră în stradă în vremea asta câinoasă, să dirigeze de dimineață de la 8 până după masă la 4. Cam cum credeți că e. Și n-au voie la pelerine de acest. Printre poli e responsabil pentru acest accident. Probabil că vor stabili, procurorii vor stabili cine ce. Dacă agentul refuza să se ducă, a să fie antemergător, deschizător de coloană, cine trăgea la răspundere? Era sancționat agentul respectiv în vreun fel că refuza traseul? Păi putea să fie sancționat atât timp cât pleca fără aprobare din post, da. Dar cineva trebuia să o aprobe și cineva trebuia să fie cerebral la momentul respectiv. Cine? N-am văzut ordinul de zi ca să vă spun cine. Domnule Diniță, după ce Gabriel Oprea nu a mai fost ministru de interne, au apărut o serie de mărturii din partea polițiștilor, unii sub acoperire, alții cu identitatea direct publică, spunând că existau multe situații în care Gabriel Oprea se folosea de coloană oficială pentru a se duce la coafor, pentru a se duce la restaurant. Dumneavoastră, cât timp ați fost la poliția rutieră? Sau ulterior? Pentru că ați păstrat legătura cu sistemul, ulterior, să spunem așa. Ulterior am spus de cazarmament, așa că... Da, dar sunt convinsă că au mai existat discuții pe această temă. Dumneavoastră ați auzit? N-am fost martor la astfel de discuții. Nu am fost martor la astfel de discuții și de ce să vorbesc dacă nu știu? Eu să vorbim doar de ceea ce știu. Mărturia pe care ați dat-o dumneavoastră astăzi, îl compromite pe Gabriel Oprea în dosarul penal? Înăuntru sunt toți avocații, așa că precis când vor ieși, vă vor spune ei concluziile lor, nu ale mele. Adevărul este că sunt nevinovat, eram în timpul serviciului, din păcate... Polițistul a căzut în cele trei gropi de la 300 de metri de aici, că nu erau semnalizate corect, nu erau semaforizate. V-au trimis în judecată, domnule? Nu m-au trimis în judecată. Dar urmează să fiți trimis în judecată? Păi m-a întrebat dacă urmează. M-am prezentat la parchet și am dat o declarat. Nu ar fi trebuit să existe un antemergător pe motocicletă. Cam asta pare să fie concluzia unui angajat vechi de la rutieră și fost șef pe deasupra. Cu toate acestea, în fatidica seară, nu doar că a existat un astfel de antemergător, dar a și fost zorit să deschidă drumul demnitarului. Au trecut 2 ani de atunci. Sperăm noi că nu va mai trece mult până când ancheta va fi finalizată și cine este vinovat, în cazul în care există măcar unul, să plătească. S-a lucrat în acest dosar, s-a lucrat în mod constant. Aș completa la ce ați zis dumneavoastră faptul că noi investigăm și... premizele sau condițiile în care s-a produs și moartea victimei. Practic avem și infracțiunea care vizează uciderea din culpă și din această perspectivă s-au făcut mai multe expertize în dosar pentru că au fost necesare și anumite expertize tehnice pentru a stabili foarte clar circumstanțele în care s-a produs acest eveniment tragic. Dosarul este în curs de finalizare în acest moment. Aș reaminti că în cursul anului trecut a apărut o decizie a Curții Constituționale care se referă la modul în care este reglementată infracțiunea de abuz în serviciu în codul penal. Această decizie a determinat și o reorientare a modului în care noi trebuie să facem ancheta, pentru că această decizie a schimbat puțin modul în care noi facem investigațiile și anume trebuie să dovedim o încălcare a unei legislații primare, cum spunem noi, adică să stabilim dacă s-a încălcat o dispoziție prevăzută într-o lege sau într-o ordonanță de urgență. Doamnelor și domnilor, tot 2 ani au trecut și de la colectiv, de la noaptea și zilele de după acel moment ce aveau să omoare 65 de tineri. 27 dintre ei au murit în acea noapte, însă ceilalți, 38, în zilele ce au urmat, aveau răni prea adânci, ori infecțiile nosocomiale luate din spitalele de la noi i-au ucis. Au afirmat mulți în noaptea de 30 octombrie 2015 că avem condițiile necesare pentru a ne trata răniții aici. S-a dovedit nu doar că nu aveam cum să-i tratăm, dar sistemul extrem de putred i-a și ucis pe mulți. După 2 ani, aflăm că raportul întocmit pentru cele întâmplate în acele zile nu există.
colectiv, cu siguranță a luat pe toată lumea prin surprindere, dar în același timp sunt atât de multe riscuri, atât de multe lucruri care se pot întâmpla, atât de multe catastrofe care se pot întâmpla. Vedem școli, vedem spitale care nu au autorizații sanitare de funcționare. V-aș aminti de asemenea un lucru. Există peste 100 de spitale în România care nu au acest lucru minimal, nu îndeplinesc criteriile pentru a primi autorizația sanitară de funcționare. Deci, repet, spitale fără autorizație sanitară de funcționare. În ziua când am plecat de la minister, domnul Dragnea m-a acuzat că aș fi vrut să închid 100 și ceva de spitale. Ceea ce voia să spună domnul Dragnea este că eu stabilisem că se vor face controle ca să vedem de ce nu se respectă criteriile și se vor prioritiza investițiile către acele spitale care au nevoie pentru a ajunge la aceste criterii minime, pentru a îndeplini criteriile pentru autorizație sanitară de funcționare. Ei bine, ce a făcut domnul Dragnea și cu domnul Bodor imediat ce am plecat este să prelungească autorizația sanitară de funcționare din PIX, din PIX-ul ministrului, până în 2020. Deci, practic, din PIX-ul ministrului am acoperit toate neajunsurile, spunând că negrul este alb. Unii dintre noi ne îngrozim că dacă mâine tavanul unei școli ar cădea, nu avem un spital de copii care să trateze un număr mai mare de copii cu traumă. Ne îngrozim cu toții ce s-ar putea întâmpla, când ne gândim ce s-ar putea întâmpla dacă un incendiu de proporțiile colectiv sau, Doamne ferește, mai rău, s-ar întâmpla. Ne îngrozim cu toții ce s-ar putea când ne gândim ce s-ar putea întâmpla dacă am avea un cutremur în București. Nu suntem pregătiți pentru catastrofe majore, nu suntem pregătiți nici măcar pentru lucruri mai mici, sistemul este excedat. Putem înțelege că poate prea puține țări ar fi pregătite pentru așa ceva, însă nu putem înțelege cum la 2 ani de la colectiv avem atât de multe probleme, cum de ne ia atât de mult timp să le rezolvăm. Luna trecută drama a atins cote maxime când un azil a luat foc. Sunt tragedii care au îndurerat România, care s-au lăsat cu anchete, controale și dosare în instanță. La un pas de tragedie ar putea fi însă alte câteva mii de construcții din toată țara și implicit câteva sute de mii de vieți. Și fără să exagerăm, putem spune că România este fără autorizație. Peste 500 de școli doar din București sunt nesigure în caz de incendiu. Multe dintre ele au fost luate la control de pompieri care au găsit acolo tot soiul de nereguli, de la instalații electrice improvizate la căi de evacuare blocate. După incendiul care a lăsat o familie fără un bunic și a rănit alți 19 bătrâni, a ieșit la iveală că azilul din cartierul Mihai Bravo din capitală nu avea autorizația de securitate la incendiu. Chiar în fața poliției, cea care administra azilul s-a plâns că legea era prea complicată și că ar fi durat prea mult până ar fi primit-o. În realitate, ar fi trebuit doar să depună la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov câteva documente, pe care, cel puțin în teorie, ar fi trebuit să le dețină încă de când construise imobilul. Legea spune că, după depunerea documentelor, inspectorii ISU trebuie să vină în control, să verifice dacă cele scrise pe hârtie există și în practică. Inspectorii de prevenire urmăresc dimensiunea căilor de evacuare, numărul căilor de evacuare. Un exemplu este acela dacă ușile se deschid spre exterior, în sensul evacuării, dacă există și dacă este nevoie de existența mijloacelor de stingere, detecție, semnalizare, dacă este implicit mijloace de primă intervenție și aici mă refer la stingătoare și altele asemenea. Clubul Colectiv, Clubul Bambu și, mai recent, Azilul de Bătrâni au scos la iveală, din scrum, munți de nereguli și ilegalități. Din păcate, unii români trăiesc în continuare după dictonul lasă, că merge și așa, și pun în pericol, conștient sau nu, nu doar viața lor, ci și viețile celor din jur. Cu siguranță, mulți dintre noi au trăit un sentiment de ușurare atunci când au aflat că o parte dintre victimele acestor tragedii care au îndurerat țara au scăpat cu viață. Puțin s-au gândit însă că spitalele în care s-au internat ca să-și trateze rănile puteau fi și ele adevărate pericole în caz
caz de incendiu. În tot Bucureștiul sunt doar 5 unități spitalicești care dețin autorizația de securitate la incendiu. Cei drept, cele mai multe au fost construite înainte de anul 1992 și nu aveau pe atunci nevoie de această autorizație. Problema este că foarte multe dintre aceste spitale și-au construit clădiri sau aripi noi, pentru care legea spune clar că trebuie cerută de la ISU autorizația de securitate la incendiu. Situația este la fel de dramatică și în cazul școlilor, acolo unde, cel puțin în teorie, părinții ar trebui să-și lase copiii în siguranță. În capitală sunt 44 de clădiri ale unităților de învățământ care au autorizația de securitate la incendiu. La prima vedere pare un număr rezonabil, însă dacă ne gândim că în tot Bucureștiul sunt aproape 1000 de clădiri care adăpostesc fie școli, fie săli de sport destinate elevilor, ei bine, numărul celor care au această autorizație devine unul infim. Cu alte cuvinte, vrând nevrând, încă de pe băncile școlii ne asumăm riscuri majore. Tragediile din ultimii ani ne-au arătat cât de ușor se pot face scrum clădirile din țara noastră, fie ele mai vechi sau mai noi. Ne-au mai arătat și că legea este vulnerabilă, că poate fi ocolită dacă ești descurcăreț, așa cum spune o vorbă din popor. Într-adevăr, s-au dat și amenzi, s-au deschis și procese, iar vinovații au fost huliți în piața publică. Totuși, nu putem să nu ne întrebăm dacă într-adevăr am învățat ceva din cele care mi s-au întâmplat. De ce trebuie să ne asigurăm noi înainte de izbucnirea unui incendiu? Că este liberă. Da, faptul că toate căile de acces sunt libere. Cum putem păstra căile de acces libere? Să nu punem pneumate cu mâncare sau subcutere sau panouri cu proiecte. Panouri cu proiecte școlare, panouri publicitare, da, toate scările și toate căile de acces trebuie să fie libere. La nivel teoretic, elevii știu ce trebuie să facă în caz de incendiu. Puțin se gândesc, poate, că cele învățate la ora de dirigenție sunt mai greu de pus în practică într-o situație reală. În capitală, spre exemplu, doar 44 de corpuri școlare au autorizația de securitate la incendiu. Restul de aproape 1000 pot fi, așadar, adevărate pericole pentru elevii și profesorii care le trec pragul. La Liceul Teoretic Traian din sectorul 2 învață aproape 1000 de elevi din clasele primare, gimnaziu și liceu. Niciunul dintre corpurile de clădire din curtea liceului nu are autorizația de securitate la incendiu. Păi nu avem, că deocamdată noi am fost într-un program BEI și atunci dumnealor sunt cei care trebuie să obțină aceste avize. Adică cei de la primăria. Un caz îngrijorător am întâlnit și la școala gimnazială Mărțișor din sectorul 4, care nu deține nici ea autorizația de la pompieri și... pe bună dreptate, având în vedere că instalația electrică are probleme. În luna iulie acestui an am depus la sediul ISU documentația necesară în vederea obținerii acestei autorizații. Răspunsul pe care l-am primit de acolo a fost următorul. Mai avem de remediat câteva aspecte, și anume refacerea unei părți a documentației tehnice și refacerea instalații electrice în anumite săli de clasă, special pentru aparatele de aer condiționat. Cu alte cuvinte, cu fiecare oră de curs, siguranța elevilor care învață în școala Mărțișor este pusă în pericol. Asta ar fi procedura pentru ca ca să se poată preveni absolut orice fel de incident sau de un posibil incendiu. Nu am avut niciodată asemenea situații. Pe același principiu merg, probabil, și alți directori de școli din toată țara, gândindu-se că sunt șanse mici să li se întâmple tocmai lor o tragedie. De la instalații electrice care sunt, unde se găsesc improvizații sau sunt identificate probleme, de la dimensionarea căilor de evacuare necorespunzătoare și de la uși care se deschid în unele cazuri spre interior, lucru care îngreunează evacuarea în cazul producerii unei situații de urgență. La aceste deficiențe am mai putea adăuga și faptul că majoritatea școlilor se află în clădiri vechi, de 10 de ani, și așa se ajunge, inevitabil, la bani. Bani care ar trebui alocați pentru consolidare și echipare cu sisteme de prevenire și de stingere a incendiilor. Noi ne vom închipui că a sunat alarma de incendiu. Suntem 24 de elevi acum în clasă și ne vom întâlni afară, la locul nostru, din careu pe care îl cunoaștem și în care ne întâlnim de obicei. 2, băi, spune 2. 1, 3, 5, 6, 7, 8. Este una dintre ieșirile de urgență. Celelalte două sunt în direcția opusă, bineînțeles. Ușile care se deschid în secunda 2 și pe unde pot ieși copilașii. Și când vine vorba despre siguranța la incendiu, ies la iveală aceleași probleme vechi, îngropate sub scrumul din clubul colectiv.
birocrația, deficitul de personal și dezinteresul unora dintre proprietarii sau administratorii de clădiri. Dezinteres care, așa cum s-a dovedit, poate fi uneori fatal. Cred că merge puțin mai greu datorită faptului că noi suntem locatarii clădirilor. Ele sunt în patrimoniul primăriilor, iar direcția de învățământ, cum să spun, fac și ei ce pot. Pentru că noi, referindu-mă la sectorul 1, cred că suntem vreo 80 de unități școlare, nu știu cu câte clădiri, și vă dați seama că fiecare dintre noi avem câte o nevoie vis-a-vis de protecție la incendiu, la cutremur, sanitară sau eu știu ce altele. În timp ce instituțiile își pasează responsabilitățile de la una la alta, în timp ce amână să-și rezolve problemele de infrastructură, părinții poate că nici nu se gândesc la pericolul care îi pândește pe copii într-o școală nesigură la incendiu. În situația de acum, ne mai rămâne doar să sperăm că nicio școală nu va fi cuprinsă de flăcări. Revenind după publicitate cu Elena Udrea, care a discutat timp de mai bine de o oră cu procurorii DNA. Fostul deputat a declarat că a cerut audierea procurorii Mihaela Iorga Moraru, care i-a instrumentat dosarul inițial. Vă spunem însă mai multe peste câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor. Elena Udrea crede că procurarea Mihaela Iorga Moraru ar putea mărturisi despre o declarație consemnată greșit în dosar, care ar putea face diferența dintre libertate și închisoare, în cazul ei. O greșeală care poate să însemne libertatea unui om. De aceea am format această probă și, desigur, și alte probe de audieri ale unor persoane, ale căror declarații pot veni în completarea, în completarea probatorului, care demonstrează că de fapt este vorba de finanțare de partid și nu este vorba de fapte penale. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din seara aceasta. Sunt Marius Saizu și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Dosarele DNA.